ghicești și călătorești cu Europa FM. 8 și 35 de minute, ghicești și călătorești. O luăm de la capăt, ascundem tichetul de vacanță bine, 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 bine de tot. E ascuns deja. Vă reamintim că l-am ascuns la Iași, în Palatul Culturii, în turnul... La clopoțel. Ceas, la clopoțel, la unde sunt clopotele, da? Da. Dar acum... Acum o luăm de la capăt, practic. Am luat-o deja. Azi noapte n-am dormit. 0372069599. Am ascuns din nou tichetul de vacanță. Vă reamintim, voi ne sunați. Trei dintre voi veți intra în direct în deșteptarea și ne luați la întrebări. Iar noi vă răspundem cu da sau cu nu. Sau dacă cu pas. Sau cu pas în cazul în care lucrurile sunt neclare. Da, sau nu știm. Dintr-un anumit punct de vedere sau nu știm. Și la pas să mergem mai departe. Dacă răspunsul e nu, vă opriți. Dacă răspunsul e da, mergeți mai departe. La pas, cum zicea și Vlad, se merge mai departe. Trei concurenți, câteva minute. E simplu, știți deja. E mișto concursul. Și eu sper să țină mai mult de 4 zile biletul ăsta. Băi, hai să vedem, nu e greu. Nu da. e greu. Primul l-am dat în 4 zile, trebuia măcar o săptămână. Valeriu, bună dimineața. Bună, Valeriu. Bună dimineața. Salutare, ce mai faci? Bine, acasă. Aha. Cum e să fii primul la această nouă etapă? Nu știu. Nu prea... Emoție. Da. Mai mult... Hai, uite. Tu joci pentru echipă mai mult, dar mai știi, poate ai noroc. Ia. N-ai de unde să știi, poate mai prinde și în zilele următoare. Hai, Valeriu. Întreabă-ne. Da, este în Europa? Deci, bine că începem cu d-astea. Ce să spun? Ați învățat trucul? Răspunsul este da. Răspunsul e da, domnule, e în Europa. E în Europa. Okay. Are deschidere la mare? Ți-am zis? Mă, că nu e bine așa? Dar nu știu de ce au merg pe varianta asta. Dar păi au învățat să, colegii noștri, ascultătorii, prietenii noștri, au învățat să elimine foarte repede niște lucruri. Răspunsul este da, e în Europa și are deschidere la mare. Este o insulă. Hai că te întinzi acum. Se pare că cât să mergem cu obrăznicia. Da. Răspunsul nu este nu e insulă. Mulțumim, Valeriu. Ai început bine, să știi, doar că la a treia întrebare da. Te-ai oprit. Dragoș poate lua mai mult. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Să trăiești. De unde ești, Dragoș? Am greșit tichetul. Stai o secundă. De unde ești? Din București? Din București. Perfect. Hai, bine. Că... Hai, întreabă-ne atunci. Ia. Este în Grecia cumva tichetul? Dar la ce te-ai gândit tu când ai întrebat cu Grecia asta? Ce ți-a, care a fost legătura? La vacanță, normal. La vacanță, nu? Poate la vacanța ta, ca noastră nu e. Al doilea... Nu e bine, deci nu e în Grecia. Azi, deci nu este în Grecia. Mi-a mai revenit așa un pic. Da, măcar un pic. Hai, Ionuț, că... bună dimineața. Bună dimineața. Poate prindem marțea. Ia zi. Este cumva în Italia? Numai la vacanțe vă gândiți? La mâncat... La băul, la distracție, numai la asta. Ești pe drum? Unde ești? Da, sunt în mașină. În drum spre Italia? Da. Nu, în drum spre servicii. Spre servicii. Ionuț, răspunsul tău este... Nu. Okay. Nu e în Italia. Deci, hai să facem o recapitulare. Da. Deci am aflat așa, din câteva întrebări, cu totul au fost cât? 5 întrebări au fost. Am aflat că este în Europa... Are deschidere la mare. Într-o țară care are deschidere la mare, că nu este... O insulă. Că nu este în Grecia și nu este, ce să vezi, în Italia. Nici în Italia. Cine ar fi crezut? Păi, n-a mai rămas mare lucru, nu? Da. Măi, s-au restrâns... Mult de tot. Hai să vedem. Luni de dimineață o luăm de la capăt. După 8 și jumătate, ghicești și călătorești, păstrăm premiul de 1000 de euro și tichetul de vacanță rămâne în același loc. Mi-e pare rău că am pierdut Africa. Acolo cred că trebuie ascuns ceva. În Africa? Da, prin N-am ascuns nimic data trecută în Africa? Nu cred, niciodată. Nu prea știm, dar uite, poate ne documentăm. Cred că am pus ceva Zanzibar, dacă nu mă înșel. Am pus o dată Zanzibar? Da. Că tocmai fusese pe acolo. Da. Așteptăm luni dimineață în Ghicești și Călătorești. Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM.